Da. 5x pătrat minus 4x plus 3 supra 2x pătrat minus 7x plus 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. Hai să luăm tot așa. X egal cu, pentru început, x egal cu o doime. Pentru x egal cu o doime. Să vedem ce rezultat avem. F de 1 pe 2 este egal cu F de 1 pe 2 egal cu F frate. 5 pe 2 la pătrat minus 4 înmulțit cu 1 pe 2 și plus 3, totul supra 2, ori 1 pe 2 la a doua, minus 7 ori 1 pe 2, și plus 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. Ei, cum facem chestia asta? Uite mai departe. Adică o fracție la a doua. Înseamnă 1 pe 2 ori 1 pe 2. Deci ar însemna așa. 1 pe 2 la a doua. Înseamnă că fracția o mulțime ea înlăcere de 2 ori. 1 pe 2 ori 1 pe 2. Când face 1 ori 1, 1, 2 ori 2, 4. 1 pe 4. Deci face 5 ori 1 pe 4. Minus 4 ori 1 pe 2. Se poate face simplificarea. 4 cu 2 și rămâne 2, minus 2 plus 3, minus 2 plus 3, totul supra 2 înmulțit cu 1 pe 4, 1 pe 2 la pătrat, minus 7 pe 2, deodată, merg un pic mai repede, că am și mulțit 7 ori 1, 7, da, supra 2, plus 0,3. Aici e o problemă mai complicată, să văd eu cum voi putea opera. Și zic, 5 ori 1 pe 4, face 5 pe 4, 5 supra 4, minus 2 plus 3, minus 2 plus 3, din cel mai mare cel mai mare, este cel mai mare, deci plus, plus va fi 1, plus 1, totul supra, 2 ori 1 pe 4, 2 cu 4 simplificăm, deci 2, și vine 1 pe 2, 1 pe 2, minus 7 pe 2, plus 0,3. Plus 0,3. Ei, aici am să am 5 pe 4 plus 1 trebuie adus la această numitor, numitorul 1, deci am zis aici cu 4 și va face ca și rezultat 5 plus 4 9 supra 4, da? 9 supra 4 și jos, 1 pe 2 minus 7 pe 2, au aceeași numitor. Lasă asta, că tot îl ocolesc, nu știu că dacă aduceam minte ce trebuie să fac cu el, nu. Face minus 6 pe 2. Minus 7, 1 minus 7, minus 6, dăm semnul cel mai mare, minus 6 pe 2, minus 3. Minus 3 plus 0,3 în perioadă. Dacă aș ști cum să scriu cu asta ca o fracție, mai duci în calcul pe fracție. Și atunci, mă rog, mi-a reșit. Dar cum să fac eu? Tudă pe provenia asta. Ce înseamnă 0,3 în perioadă? Înseamnă că la o împărțire, la un moment dat vine 3, 3, 3, 3, 3, 3. Asta înseamnă. Se repetă 3 același. Și grupul de cifre care se repete este pus în paranteză. Dar să nu mai scriu 0,3333 la nesfârșit și să nu mă opresc niciodată, remarc că am un grup de cifre și vorba doar din cifra 3 pe care o pun în paranteză, ca să cea care se repeta. Dar cine e fracția aceea? Sau cine e împărțirea aceea? Cine e împărțit la? Hai și 0,3. 0,3. Vreau să scriu ca o fracție. Și nu mai amintesc deloc. Nu-i 3 pe 10. Dacă ar fi 0,3 simplu, ar fi 3 pe 10. 3 pe 10. Dar la mine nu este așa.
unde se provine? De unde se provine? Pe 3 pe 10 ar face 0,3, dar la mine e mai mult decât 0,3. Pentru că este un număr de formă 0,3333 și mai departe, 3, și care nu mă opresc niciodată. Orică pe 3 când am 4 la 10 dă 0,3, ori 0,33333 nu-i fracția asta 3 pe 10, o altă fracție. Ce fracție să fie aceea care să aibă la împărțire, să aibă împărțire de 3? Ea e mai mare. Deci e mai mare un pic. De ce? Că după 3 nu urmează 0,0,0,0,0,0. Și urmează de ale 3, încă multe zecimale de 3. Deci 0,333 e mai mare. 0,333 și mai departe 3 e mai mare decât 0,3. E mai mare decât 0,3 și mai mare și decât 0,33. Da, e mai mare decât 0,333 cât o vrea, dacă mă opresc la 5, la așa, care e mai mare decât 0,33, că mai avea niște decimale aici. Decimala asta face ca aici să fie mai mic, deci asta e mai mare, care e în plus, care e mai mare decât 0,3. Deci, vedeți? Este vorba de un număr mai mare. Acum o să-l găsesc. Să-l găsesc. Dacă e vorba ca mai mare, ca și cum ar spune că fracția aceea la care visez eu, 3 pe 10, e mai mare, e mai mică decât aceea la care visez eu. Decât fracția aceea, nu știu cine este asta. Fac eu. Dacă e mai mare, deci e clar că e altceva. Și dacă e mai mare, ar trebui să aibă numitorul mai mic. Ca să fac la un număr mai mic. Ia zic, dacă iau 3 pe 9, poate să fie egal cu 3 pe 9. 3 pe 9, dacă ar fi 3 pe 9, s-ar simplifica prin 3 și ar face 1 pe 3. Ce interesant. Deci 1 pe 3. Deci 3 pe 10 e mai mic decât 3 pe 9. De acord. Numărătorii sunt egali, numitorii vedem aici că numitorul ăsta este mai mic, ăsta e mai mare. Dacă împart același număr la unul mai mare, dă mai puțin. E corect ce am făcut aici. Deci 1 pe 3. Poate să fie 1 pe 3 e tocmai fracția la care m-am gândit. Dacă împart 1 pe 3, vine. 1 împărțit la 3 vine de 0 ori, 10 de 3 ori, iar 3 ori 3, 9, rămâne 1, 10, 3, aha, da, asta este, 1 pe 3. Deci asta era fracția. Deci e vorba de 1 pe 3. Dar hai să vedem dacă nu cumva găsesc și rețeta. Deci cum s-ar scrie un număr zecimal periodic? Se scrie cifra care e pe, sau cifra, sau grupul de cifre. Aici a fost o singură cifră, 3. Și la atâția de al de 9, un 9 de desubt, câte cifre sunt în grup? Dacă aș zice 0,23, s-ar scrie ca fiind 23 supra atâția de 9, cât sunt ăștia, 3 de 9. Ia să văd dacă pe 23 împărăt la 99, dacă îmi dă 0,23. Dacă e bine. Deci asta e întrebarea mea, dacă e bine sau nu. Deci vine 23 împărțit la 99. Să fac împărțirea asta. 23 împărțit la 99 este egal cu... Păi gândesc în felul următor. Așa. 23
Deci 23 împărțit la 99 înseamnă de 0 ori, virgulă, mă pun eu un 0 și face 99 în 230, merge de 2 ori, 2 ori 9, 18, 2 ori 9, 18 și până 19. 9 din 10, 8 din 10, 2, 9 din 12, 3, și nimic. Până în 0, se merge la 9 de 3 ori, 3 ori 9, 27, 3 ori 9, 27 și cu 2, 29. Cădem, 3, 9 din 11, 2, nimic. Și am ajuns la 23, se repete, deci acum. E clar că așa este scăderea, deși grupul se repetă, ar trebui 23 ca și mai fost la început, la 99 și așa. Deci, e bine, vă zic că scriem, dar trebuie să mai găsesc eu altă idee, că nu-mi place deloc șmecheria asta. Eu trebuie să fac legătura, nu mă descurc acum încă, vedeți, dacă m-am răcit atâta perioadă de timp, n-am găsit ideea cea mai bună, hai să vă explic asta. Oricum, eu bâșbâi acum, bâșbâi ideea după care să vă pot ajuta și fiindcă sunt într-un impas, asta e, eu recunosc că în clipa asta nu am o idee mai fericită, v-aș lăsa pe voi să încercați să găsiți o idee mai deșteaptă și să mă sunați, să spuneți, uitați, cum am înțeles noi, de ce punem deal din nou, de ce facem așa, că eu mi-am amintesc, hai să vedeți ce mi-am amintesc eu acum. Eu știu, din clasa, când s-au făcut fracțiile a 6-a sau a 5-a, nu mai țin minte când s-au făcut fracțiile acelea, când eram elev, dar profesorul meu mi-a dat rețeta. Și eu tocmai asta mi-am propus acum, să nu vă mai las să memorați niște rețete și să vă puneți întrebarea de unde vine asta, cui și în ce condiții a venit în minte chestia asta, transformarea numerelor decimale periodice simple, asta se cheamă periodice simple, și periodice mixte în fracții ordinare. Trebuie să vă spun că am învățat mecanic chestia asta, făceam proba și era corect, dar cum de-au ajuns ei la chestia asta, n-am înțeles niciodată. Și uite, nici acum nu sunt în stare să vă explic. Asta mă face să fiu foarte trist. Deci nu am o idee deșteaptă acum cât să vă fac să înțelegeți. Nu am! Nu rămân decât să vă spun așa. Veniți voi cu ideea. Da. Veniți voi. Și dacă veți explica cum să, dar unde să-mi explicați? La telefon? Nu. Trimiteți și pe e-mail, că am și adresa de e-mail acolo. Trimiteți un e-mail, spune, profesore, ai venit nepregătit. Așa cum vin foarte mulți colegi ai mei. Da.